Astăzi voi vorbi despre unul dintre făuritorii Clujului modern. Bun găsit tuturor! Astăzi voi vorbi despre unul dintre făuritorii Clujului modern, care și-a lăsat amprenta pe imaginea orașului Cluj, iar această persoană este nimeni altcineva decât Lajos Pakei, un arhitect clujan, născut într-o familie clujană relativ importantă, o familie de confesiune unitariană. Și-a început studiile universitare inginerești la Pesta, însă, nefiind mulțumit, s-a transferat la Politehnica din München, iar după anii de la München s-a mai înscris și la Academia de Arte Plastice din Viena. Aici deschid o paranteză. Pentru cei care nu sunt familiari cu această denumire, unitarianismul este o confesiune creștină care a apărut în timpul reformei protestante. Ideea de bază a acestei confesiuni este respingerea principiului Sfintei Treimi. Unitarienii cred într-un Dumnezeu unitar, într-o singură persoană. Acest fapt poate fi surprins și de către motoul lor. Unul este Dumnezeu, care apare în general pe fațada bisericilor unitariene. În imagine vedem Biserica Unitariană din Cluj, care se află pe Bulevardul 21 decembrie 1989. Clujul, din punctul de vedere al istoriei unitarianismului, ocupă un loc destul de select, fiindcă de aici izvorăște unitarianismul maghiar. Aceasta este practic creșa acestei credințe. Au fost mai multe centre, dar Clujul a fost unul dintre centrele mai importante unitariene. Iar printre cei mai importanți unitarieni se numără Ferenc David, Francisc David, care are și o stradă denumită după el, respectiv și o statuie mai nou, ambele la Cluj, respectiv tipograful Gaspar Hathoy. Revenind la viața lui Pakei, acesta, în timpul studenției din Viena, a fost studentul lui Theophil Hansen, arhitectul de origine daneză care a proiectat clădirea Parlamentului Austriac. Pakei, de altfel, a participat la acest proces de proiectare și cu toate că Hansen a dorit ca el să rămână la Viena, acesta, la vârsta de 27 de ani, în 1880, s-a întors la Cluj. Iar în cele care urmează vom vedea niște clădiri, respectiv niște monumente care au fost proiectate de către Lajos Pakei. Printre acestea se numără, chiar în Piața Unirii, se află Hotelul Continental, fost New York, care și-a deschis porțile acum 125 de ani, mai concret pe 22 decembrie 1895. Hotelul a fost cel mai modern hotel al orașului la vremea respectivă. A avut 110 paturi amplasate în 65 de camere, respectiv a avut un generator de energie electrică propriu. Și aici subliniez că a fost un generator propriu, deoarece la 1895, când a fost inaugurat hotelul, Clujul nu dispunea de aprovizionare cu energie electrică. Aceasta se introduce numai la 1906-7, când s-a construit micul baraj de pe Someșul Rece,
unde s-a amplasat și un transformator electric care a putut să furnizeze energie electrică pentru oraș. Până la vremea respectivă, Clujul nu dispunea de energie electrică. Deci acest fapt, generatorul propriu, a fost destul de unic în vremea respectivă la Cluj. Tot în Piața Unirii găsim și grupul statuar Matia Corvin. Statuile au fost realizate de către sculptorul Janos Fodrus, însă suportul în formă de bastion a fost proiectat de către Pakei. Monumentul de altfel a fost dezvelit în 1902. Tot în apropierea, vecinătatea Pieței Unirii, se află și clădirea Colegiului Unitarian. Colegiul Unitarian, care are o istorie destul de lungă, Pakei a fost și el elev al acestei instituții, a primit această și a deschis porțile și a primit această clădire nouă la 1901. Clădirea a fost proiectată tot de către Pakei. Dimensiunile sunt destul de impozante. Are o suprafață totală de 4365 de metri pătrați. La 1901, când a fost inaugurată această clădire, a fost una dintre cele mai mari clădiri ca și dimensiune din Cluj. Respectiv, înălțimea fațadei dinspre Bulevardul 21 decembrie 1989 are o înălțime totală de 65 de metri. Este una dintre cele mai impozante clădiri al orașului. Și se află tot pe Bulevardul 21 decembrie, în vecinătatea, chiar lângă bisericii unitariene mai sus numite. Dacă ne ducem de-a lungul Someșului, ajungem la Parcul Mare, iar atât chiosul din Parcul Mare, cât și fostul pavilion de patinaj aflat vis-a-vis, ambele au fost proiectate de către acest arhitect. Pavilionul de patinaj la momentul de față este un restaurant, iar casinoul este un centru cultural urban care a fost renovat în 2010. De altfel, modelul pentru această clădire a fost Palatul Sanssouci din Potsdam, din Germania. De acolo s-a inspirat Pakei. Tot de pe malul Someșului și tot în vecinătatea Parcului Central găsim și strada George Barițiu, care are două clădiri amplasate vis-a-vis, care au fost tot proiectate de către Pakei. Clădirea dintre strada George Barițiu și Someș a fost o școală industrială, clădirea fiind construită între 1966 și 1896, și 1899, pentru a găzdui atât școala industrială, cât și un muzeu tehnologic industrial. Însă, peste câțiva ani, clădirea a devenit destul de neîncăpătoare și a doua instituție, Muzeul Industrial Francisc Iosif I, s-a mutat în clădirea de vis-a-vis de două etaje, proiectate tot de către Pakei. De altfel, Pakei a fost și directorul, a fost atât profesorul acestei școli, cât și directorul muzeului sus numit. În momentul de față, ambele clădiri aparțin de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. La final avem mormântul funerar al lui Lajos Pakei din cimitirul central. Pakei a decedat în 1921 în urma unei pneumonii și a fost înhumat aici. Monumentul funerar, de altfel, pe care îl vedeți în imagine, este cadrul unui sarcofag roman pe care Pakei l-a găsit în timpul
în timpul construcției unei clădiri proiectate de către el și a salvat această relicvă, fiind refolosit ulterior ca și tot ca și monument funerar, de data aceasta pentru el. Aici, de altfel, notez că Pakei a făcut destul de mult pentru ocrotirea, respectiv pentru păstrarea și cartografierea patrimoniului cultural. De exemplu, fosta lui vilă, care se află pe strada Republicii, în zidul fostei vile, se află pietre medievale pe care le-a salvat în timpul construcției unei clădiri din piața centrală, din piața Unirii. Clădirea respectivă a fost construită în locul unei clădiri medievale, renascentiste, iar el a salvat, practic, pietre respective prin faptul că le-a introdus în clădirea sa, în zidul vilei sale. De altfel, vila respectivă, în momentul de față, aparține Universității Babeș-Bolyai și aparține de altfel de Facultatea de Psihologie. La final, vă mulțumesc frumos pentru atenție. Dacă v-a plăcut acest material video, like, share, abonare sau comentariu. Eu vă doresc toate cele bune, să avem un an nou cât mai reușit. Cu bine!